Ok, hai să vedem. O să iau, cred că longsword cel mai probabil. Nu știu dacă câștig meciul cu Dorans, o să iau longsword. Și mă duc pe build-ul cu Prowler's Claw, dar cred că Blade of Drinking trebuie să fie primul item stilul ăsta. Da, îi face leash. Bun Q. Q pe el, pe minioni. Tot ce trebuie. Dă ceva. Dă ceva damage Garenu. Mamă, și el are 3 poțiuni, ești demon? Start ăsta pe Garen cu 3 poțiuni. Aia zic, ăla-i combo. Și încerc și eu să pușez wave-ul cât de tare pot. Mi s-a deconectat suportul? Nice. Măcar am dat crash la wave, e ok. Ok, și boots, are sens de boots? Da, o să-mi iau, just in case, pot să fug de el și chestii. Nu știu de ce mi-am dat R, că nu scot, n-am scos nimica cu el, dar nu e rău. Acum care R nu mai pot să-i dau dive sub nicio formă. Mamă, prea mie încă AFK? Nu cred. Pot să-l bat frumos dacă vreau aici, cred. Vreau doar să-i prind un W. Ok, flash-ul, nu e rău. Luăm un plate. Ok, încearcă să se reconecteze. Te rog, zi-mi că te reconectezi, că putem câștiga meciul. E mega winnable meciul. Te rog, zi-mi că te reconectezi, Braumule. Ok, s-a întors Braum, deci înseamnă că putem să câștigăm. De ce m-am băgat înapoi? Mamă, ce prost am jucat-o, coaie! Am W-ul, dacă vine Yasuo. Deci sunt Bing Shilling. Voia să vină, dar n-a venit. Ok, o să continui pe top până dau topul și după aia o să mă rotez pe celelalte lane-uri încercând să le ajut și chestii. Mi se pare că Renekton e bună în early, în low elo, știi? Se pare că lumea nu prea știe să joace împotriva lui. Hai să văd, Rengarul lor e mort, nu cred că face Garen ăsta solo. O să pot să-l fac eu în curând dacă vreau. O să împing linia lui ăsta și în cazul în care stă sub turn și alte ale. Da, bine, și dacă vine acum e mort, adică... cazul în care vrea să se apropie de lane. Ok, mă duc să iau ăsta. Eu nu știu, nu cred că are sens să-i dau dive, având în vedere că are o grămadă de chestii cu care să mă... Bă, ăsta îmi dă turetă, e nebun. Wow. Wow, n-aveam un Q, nu cred. Ai de mine, mi-a dat tureta așa repede? Ce nebun. Plus silence-ul ăla, unlucky. Mi-am aruncat lead-ul de două ori până acum. Bine, tot e lead mare, adică e în spate la farm. N-a luat niciun plate, eu am luat heraldul, adică e super ok, da. Totuși. Nu mă, nu vă tiltați, aia trebuie. Ar trebui să mă duc să-l bat pe Yasuo. N-am Fury. Nu-l bat. Unlucky. Să pun heraldul ăsta undeva, cred că o să-l pun pe top lane, că n-am unde. Au, toată echipa lor e acolo. Atunci o să pun heraldul pe top. Ar trebui să pice, lejer pică. Bun, Prowler's Claw, ar trebui să poți da one shot la toată lumea acum, nu? Odată ce am Prowler's Claw, e one shot la toată lumea. În esență. Ok, și urmează... Au numai AD în echipă, în afară de Shaho, doar AD. O să merg așa. Stai, că Shaho are de-astea. No, vere, lasă-ne! De ce tot dai surrender? O să pușez botul. Că nu e, aia nu e luptă pe mine ce se întâmplă acum. E așa, o tatonare de aia enervantă de care îmi place mie. Hai, nu o să pușez prea tare că nu văd pe nimeni pe hartă. Pe absolut nimeni. Dar cei drept ar trebui să putem da tureta asta.
O să pușez în continuare, Bravo. Ce bine joc cu prostul ăsta. Las-mă tureta, tureta vere, așa. Mă duc top lane. E cam șmecher Renekton cu build-ul ăsta, îmi place tare. Următorul item ar trebui să fie, cred că Black Cleaver. N-au armură sau ceva, dar... Mi-aș lua Thornmail, de fapt, știi ce zic? Și așa, numai... Iau Thornmail, le distrug tot damage-ul. O perioadă nu mai atinge nimeni. E viu, a? E viu, da. Ce tot vorbește echipa mea? Ok, o să mă urmărească căcatul ăsta un pic. Trebuie să-l omor pe cineva. Uite-l. Îmi explice cineva de ce echipa mea tot dă surrender? În timp ce gen eu-i car. Bine, e cu Twitch. Dar gen, se dă surrender aiurea rău de tot în continuă. Adică, îi carry puțin spus. Am mai facă nebunii mei player fără mine, aia zic. Let's go, minutul 28, aproape full build. N-am W. Vere, cum e Shaho? S-a luat kill-ul, cu ei pasă. Cine a luat shutdown? Gen. Mamă, cum e Shaho? Și ăsta e bun pe lângă ce aveam eu, ești prost? O știți pe asta cu Spear of Shojin? Mamă, stai că la asta nu m-am gândit. Spear of Shojin pe Renekton. Mamă, fiți atenți, chemă. Te-a pupat, fratele. Campion, na campion. Bă, ia uite-l pe ăsta. Ok, let's go, mort. Bravo. Bine rău de tot. Mamă, vezi că am jucat bine rău lupta aia. Îmi place Renektronul. Băi, vă dați seama că noi am câștigat meciul ăsta practic în 4. Că Braum a venit, da, a venit minutul 20. Da, nu cred că puteți să încheiați. A, încercare în gara dacă e. Acum trebuie să pușăm liniile. Ok, o să pușeze el prima linie. Las, că poate, da, are nevoie pentru Rabadon. Bine, și eu sunt super aproape de Black Cleaver. Mai 300 gol. Ar trebui să împingem și topul și botul. Dar nu știu ce vor de la viața mea. Am Fury, dar trebuie să prind pe cineva. O, ăla era Shaco real, what the fuck? GG, trebuie să mă învăț să nu mai intez.